Salutare YouTube, eu sunt Cristi și am revenit cu un episod din Breazla Minerilor. Astăzi o să vreau să mă duc puțin până Nether, dar până atunci sunt în lumea normală și sunt la spawnerul de ăștia păinjeni. Mă rog, probabil că ați văzut deja la ceilalți, dar am vrut să îl arăt și eu. Aștepți aici, se strâng acolo păinjeni, apoi apeși pe manetă, urcă păinjenii, deci pur și simplu sunt ridicați. Închizi maneta ca să nu mai poată urca și apoi apeși pe butonul ăsta care îi lasă la un singur hit. Adică le dai una direct cu brațul și sunt morți. De ce închizi asta? Pentru că altfel ar urca pe engine care n-ar rămâne la un hit. Adică în timp ce ăștia sunt aici zdrobiți, ar urca alți pe engine și... Bun. Vreau să fac rost de level 33, cât pentru două enchanturi. O să enchantez o sabie și poate încă un pickaxe, habar n-am. Ar fi frumos totuși un fortune, adică am fortune-ul ăla de la max, dar... un pickaxe de diamond ar fi mai bun și am un pickaxe cu silk touch pe care l-am făcut aici, bineînțeles. Adică, asta mi-a picat silk touch și... vreau neapărat să fac și unul cu fortune. Cel cu silk touch îl împrumutase Adi. Deci sper că l-a adus înapoi pentru... și n-am vorbit cu el, adică sunt singur pe server acum. N-am vorbit cu Adi și dacă nu l-a adus înapoi cam nasol. Pentru că eu vreau să mă duc să iau glowstone dacă nu trebuie să aștept după el. Și asta înseamnă că în episodul ăsta nu pot să mă duc să fac rost de glowstone. Da, corect. Am uitat, întâi pe ăsta trebuie să dai. Mă rog, oricum o să moară și o să primesc XP-ul după ei pentru că i-am lovit sau nu-i primesc pentru că anumite motive și chestii. Mă rog, oricum am nevoie de level 33 și holy fuck, mai am nevoie de doar câțiva. Hai odată. Cred că ăștia sunt suficienți, sper, adică că nu mai închep să stau pe aici prea mult. Bun. Așa, gata, perfect. Acum hai la treaba noastră. Oricum, dacă susțineți această serie și vreți să vedeți în continuare mai multe episoade cu ce dezgâții... ok. Da. Și ziceam că dacă vreți să vedeți mai multe episoade din Breazla Minerilor, nu ezitați să apăsați butonul acela de like. Bun. Aici este Nether Hub-ul pe care a început Adi să-l facă și chestia asta mi se pare că arată ca o zvastică bătută de vânt. Adică uitați-vă și voi. Fiecare colț așa, decât că nu vine drept și îndoit puțin, curbat. Adică, hei, el zice că nu e zvastică, dar seamănă puțin a zvastică. Ok, mă rog, înțelege de chestii. Bun. Prima dată vreau să mă duc să iau niște lapis lazuli și... încă un pickaxe de diamond. Aoleu, doamne, deci o să am la pickaxe-uri de diamond cât să-mi ajungă. Faza nașpa e cam... pickaxe-uri cu efficiency, respectiv silk touch și efficiency, ceea ce e cam nasol, pentru că aș vrea unbreaking. Și în cazul în care nu găsesc la cineva cărți cu unbreaking, eu nu prea am ce să fac. Că, nu pot să-l folosesc totuși așa. Bine, o să-l folosesc acum așa, bun, mi-a adus pickaxe-ul cu silk touch, aici e pickaxe-ul cu silk touch. Nu l-a folosit cine știe ce, adică mă rog, l-a folosit. Avem aici un pickaxe cu efficiency și lampa al meu cu efficiency 5 și unbreaking 3, care a fost... știți că aveam eu un pickaxe cu efficiency 4 și unbreaking 3. Acela l-am combinat cu încă unul de efficiency 4 și atât pe care l-am avut eu. Da, și aici a bubuit un creeper. De aceea sunt... chestii lipsă. Ok. Să vreau să mai fac niște chesturi totuși. Să-mi pun și eu lucrurile pe aici. Ok. Îmi pun totul și văd eu după aia ce iau și ce nu iau. Da, și am fost off camera și am făcut rost de niște clay, niște mai mult clay. Avem astea 21 de bucăți pe care le-am luat în Nether. Bine. Nu prea ai de unde să le iei din altă parte, dar mă rog. Asta contează mai puțin acum. Așa, și încă un pickaxe să mai facem din diamond pe care o să-l avem... stați. Pe care o să-l avem de aici. 1, 2, 3. Mă, mai am 16 diamante. O să trebuiască să mă duc chiar la minat în curând pentru că vreau să fac și armură de diamant.
Și ne, cam asta ar fi tot. Silk touch, așa, asta o să avem nevoie de el în Nether, dar chiar. Oare aș putea să le combin pe astea două când or să fie stricate? E o idee. Stați așa să fac și un ăsta și un cum se numește. Un anvil. Am făcut un anvil și l-am pus la spawnul de scheleți. Mă rog, probabil că ați văzut, stai că le-am pus invers. Probabil că ați observat că era acolo un anvil și dacă n-ați observat, atunci vă zic că era acolo un anvil. Am luat eu și am făcut unul și l-am pus acolo pentru că, ne, să contribui și eu cu ceva, să zic așa, și hai să vedem. Ăsta și cu ăsta mi-ar lua cam câte nivele? 16. În momentul de față e bine, dar când o să fie stricate, cred că o să-mi ia mai mult. Stai, și vine... Efficiency 5, Breaking 3 și Silk Touch, ceea ce e super, pentru că o să sparg repede, o să fie rezistent și are și Silk Touch. Holy fuck. Ok, și cred că o să și fac, nu o să fac încă. Sau... cred că o să o fac acum cât încă mă costă puțin. Hop, am uitat un lucru, am uitat să iau lapis. Încă nu mă pot obișnui cu faptul că ai nevoie de lapis lazuli pentru enchanturi. Na, e așa de ciudat, nu știu, habar n-am. Ok, întâi de toate să... lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6 și hai să mergem. Prima dată o să punem pe sabie și apoi pe târnăcop pentru că nu vreau să fiu... cum să zic, să fiu tentat să schimb enchantul. Pentru că n-am decât pentru 2 enchanturi level și ar fi cam nasol. Da? Ok, să vedem. Era pe aici pe undeva masa de enchantment. Uitați aici. Și hai să vedem. Prima dată punem sabia. What? Ok. Knockback 2. Ah, fuck. Ah, nu prea îmi place knockback-ul, pentru că o să vreau să mă duc după Enderman, dar... hai fie. Sharkness, knockback și unbreaking. Nu pot să mă plâng. Putea să pici și un looting, dar e ok. E o dată asta puternică. Ok, și acum pe topor. Efficiency 4, doamne, și dacă iar pică doar efficiency 4, mă dau capul de masă. Doamne, ajută. Ha! God damn it. God damn it. Chestia asta nu e prea drăguță. Ok, hai să vedem cum le combinăm. O să combin asta. Stați. Aș putea să le combin într-un anume fel, ceva de genul ăsta cu efficiency și unbreaking și să-l pun cu ăsta. Și ar fi chiar fain. Poți și dacă îi pun nume, 17. Ok, nu mă costă prea mult. Ce nume să-i punem noi? Am o idee. Hai să punem numele Gheorghiță. Gheorghiță. Gata. El e Gheorghiță. Este pickaxe-ul nostru cu efficiency 5, unbreaking 3 și silk touch 1. Bun, de ce am făcut asta? Pentru că deja am destul de mult cobblestone și acum aș vrea stone. Să nu mai stau să prăjesc, să folosesc căulul pentru așa ceva. Ah, fuck, și am pickaxe-ul cu silk touch aici de la Max Cătălin Botezatu. Chestia asta o să fie nasoală, că nu pot să minez... nu o să pot să minez căul cu el. Ok, o să las asta și astea. Astea două le las aici. Că n-am ce face cu ele. Ăsta e efficiency 4. Silk touch 1. Mă rog, văd eu cum le combin. O să trebuiască să mă duc iarăși să caut iron. Cu asta nu știu, cu asta nu știu ce fac, să fiu sincer. Hai să o lăsăm aici. Luăm un stack de... nu știu, hai să luăm astea. Și două stack-uri de asta, de piatră. Bun. Mă duc direct în Nether. Și să vedem cum facem
să mergem într-un loc în care să putem căuta, din care să putem să luăm glowstone. Ah, și apropo, câțiva dintre voi îmi ziceați să mă mut în casa asta pentru că ați înțeles că o să fie o casă temporară. Nu, o să stau în ambele case, adică cam simultan. Partea asta s-au dus la Bedrock să bată Wither, mai mult ca sigur, nu știu exact, dar pot să mă jur. Eu vreau să mă duc să găsesc o ieșire cumva. Ieșisem într-o parte undeva pe aici și dătusem de spațiu deschis, să zic așa. Dar nu știu sigur prin care parte, așa că mă duc și eu ca chioretele. Bun, ziceam de chestia asta. Deci voi ați înțeles că asta o să fie o casă în care o să stau doar temporar, nu o să mă mut oarecum. Adică o să stau și aici și în partea cealaltă unde stăteam. Oh, Doamne. Dar știu că nu e deloc mult săpat pe aici. Deci parcă văd că o să mă pierd și o să fie nevoie să fac eu încă un tunel pe undeva ca să ajung înapoi acasă. Of. Viața asta. Bă, m-ar tenta să iau ăsta și să-l sparg când o să am ăsta, fortune. Efficiency, Doamne. Posibil să mai încerc să mai fac un enchant, dacă nu... Deci cred că următorul o să-l încerc. Mai fac un singur... Mai fac o singură încercare. Dacă nu-mi iese, asta e, să fie în bafta ei, că nu mai stau să mai încentez prea mult. Bun. Cum am zis, o să am nevoie la un moment dat și de quartz, așa că iau și eu tot ce găsesc pe aici. Și o să folosesc la un moment dat... Fortune când o să am și o să îl sparg. Însă până atunci noi hai să ne vedem de treburile noastre. Avem nevoie de glowstone și nu știu de unde să-l iau. Ok, asta e o zonă bună, văd, pe unde aș putea să merg. Așa. Bineînțeles că sparg mult pe lângă pentru că ne-a efficiency și vă dați seama că asta sparge super rapid. Oh, și acum am observat că eu nu mai aveam hunger. Ce... Șmecher. Da. Bun. Da. De ce n-ai mereu uit eu? De ce îmi începe o idee și nu o termin? Ah, ziceam de faptul că îmi fac casă și la spawn. O să stau în ambele locuri, decât că acolo unde stăteam înainte, o să îmi fac construcțiile care, nu știu, sunt mari și ar da urât la spawn. Adică ați văzut și voi cât am mai ferma mea am făcut. E... Vă dați seama că chestia aia la un moment dat o să... Nu știu, să fie degeaba. Deja e cam degeaba pentru că deja am mâncare. La început aveam mâncare și până am apucat eu să o fac pe aia deja... Am făcut un start. Am un start. Ok, hai să văd cum mai bine. Ok, deci pot să cobor. Dar cum mai murc? Bine, a fost deja cineva pe aici. Așa. Mă rog, e nedorec. Nu. Nu-i bai. Trebuie decât să-mi amintesc că am fost pe aici. Și bănuiesc că a fost deja cineva pe aici și a curățat tot glowstone-ul, nu? Ba, mai lăsat ceva bucăți dacă nu l-a curățat. Și hopa. Hai că am ce lua. Nu știu neapărat de cât am nevoie. O să vreau să-l folosesc gen mai mult prin mină. Nu neapărat prin mină, prin casă, în construcții. Vreau să-l folosesc la... Asta, am zis că vreau să fac o cameră de chesturi jos, să le țin pe toate cumva ordonate cât de cât. Fuck, bro, fuck. Ok, luăm un stack de astea și facem platformă, că n-am altfel cum. Oho. E ceva. Sper doar astea să nu pice. Bun. Pe jos. Au picat? Nu știu dacă au picat, dar nu prea îmi pasă așa de mult. Tot ce îmi pasă este să iau cât mai mult de aici. Goddammit.
Bine că am picat, doamne, deci mai am și o bulan. Vai de capul meu, mamă cât de urâtă era să fac pasta. Nu știu dacă muream, dacă picam, trebuie să... Mi se pare că poți să pici 23 de blocuri, la 24 ești mort. Nu știu dacă erau 23 până jos. Pentru că nu aveam buți și ne... Vă dați seama că fără buți nu mi-am amortizat nimic căderea. Holy fuck. Doamne. Ok, ținem shift-ul. Ținem shift-ul. Nu vreau să pic. Am chestii șmechere la mine. Nu vreau să ajung pe urma lui Adi, care a murit de vreo 5 ori cu chestii șmechere la el. No, no. No, cum să fac eu asta? Fac. Mă, eu zic că vreun stack, două, mi-ar ajunge. Dar faza e că unde găsesc eu atâta. Ok, am jumătate de stag, mai am eu acasă vreo 20 de bucăți. Și mi-au și bucata aia, pe cum să nu iau? Iau. Așa. Fuf. E, aici era bun looting-ul. Pentru că aș fi vrut să mă bat cu chestia asta să-mi pice mai multe. Bă, da, măcar una să-mi pice. Oh, goddammit, am uitat de knockback. Pentru poțiune o să fie bună asta. Apropo de poțiune, ar trebui să-mi fac o... O fermă de nether chestii, nether warturi. Bun. Haide. Perfect. Cred. Bine, hai să luăm de aici. Ce mai găsim? Adică, astea... Cuarțul, că nu mai venea. Am un stack de cuarț așa, nespart. Ceea ce o să fie super... Cred că o să vină vreo, nu știu, 4 stack-uri scoatem noi. Hai să zicem 3 stack-uri minim din chestia asta cu Fortune. Când o să avem Fortune. Dar lăsând cuarțul la o parte momentan, eu vreau, pe mine interesează glowstone-ul. Știi, aș putea să fac schimb, să văd dacă vrea cineva cuarț cam o groază și să-i dau gen un stack de cuarț și să-mi dea 2 stack-uri de glowstone. Hai, nici chiar așa. Bine, de fapt, dacă stai să te gândești... Nu, no, hai să zicem un stack de cuarț pe un stack de glowstone, că tot pe acolo e. Dacă ai silk touch, tot aia e. Dacă n-ai silk touch, atunci baftă. Ups. Uite ce se întâmplă când am vrut să atac un d-asta micuț, un magma cube. Ok, stai să-l scot drace din zăpadă, din lavă. Așa, mori. Chestia asta o să fie faină pentru creeperi, cam așa pentru scheleți și endermeni. Sincer, knockback-ul nu e prea bun. Adică în afară de creeper nu prea te mai ajută la nimic. Și dacă ai gen destul de mult damage, cam din 2 hituri îl cam duci dracu. Spre exemplu, nu știu, un sharpness cât o fi maxim. Să îi dai 2 hituri să se ducă naibii. Ok, acum văd de ce sunt bucăți de glowstone pe aici lăsate așa. Pentru că, ne, e cam greu să ajungi la ele. Ok, cineva a fost acolo și a luat glowstone, clar. După cum arată, zic că asta a făcut, dar n-avea nevoie, e disperată. Ah, doamne. Fuck, nu. Ah, perfect. Mamă, ești, credeam că o să ard până la moarte, că nebuneam. Voiam să fac o groapă și să mă pun acolo ca să... Nu, folosim piatră. Folosim piatră să nu ne trezim cu vreo surpriză și acea surpriză se numește guest. Holy fuck. Să minez eu aici liniștit să mă trezesc cu unul de asta, cu un guest pe cap. Doamne, cât de iure ar fi. Cred că eu numai asta și pot să mă duc.
Și... Așa. Data viitoare o să mă duc și o să lucrez pe jos. Sau, de fapt, aș putea să încerc să fac designul interior, pentru că mai mult ca sigur acum o cunosc probabil sola asta, așa, dacă o mai am în eu foarte mult, pentru că n-aia nu sunt cel mai bun la design interior, nu știu ce să fac. O să încerc și o să fac și o să arate cât de cât acceptabil, dacă nu bine, locuibil, adică un lucru în care să zici că, bă, dacă n-aș avea unde sta, ar fi bun. Deci, genul de loc aș vrea să fie. Și da, știu că probabil mulți dintre voi vă pricepeți mult mai bine decât mine la chestia asta, dar, cum am zis, eu mă pricep la design exterior. La design interior nu prea. Ok, am aproape un stack. Cu ce mai am eu acasă, fac un stack și ceva. Perfect. Acum să văd pe unde dracu să ies. Știu că făcusem eu pe undeva un fel de scară, dar ok, deci aici am fost, deci prin partea asta trebuie să vin. Cred că da. Da, uite. Nu știu, mai mult pe aici să mai văd niște chestii. Hai să iau asta. Doar o bucată? Ok, doar o bucată. Nu știu ce să zic. Văd acolo o bucată de glowstone care pare promițătoare. Adică o porțiune, nu bucată de glowstone. O porțiune de glowstone care pare promițătoare. Chestia aia chiar aș vrea să o verific. Oh, shit. Ups. Așa. Perfect. Acum trebuie să plec cumva de aici. De fapt, stai să mă urc înapoi. Hello. Oh, am mai intrat odată. Bă, e ceva. Eu nu l-am văzut când a intrat. Ok, deci pe acolo trebuie să mă duc. Deci în partea asta e deasupra lavei. Că dacă e... Am cam belit-o. Da, e, dar nu e așa de rău. Adică... Up, căcat. Shit, shit, shit. Ok. Așa. Bun, vreau să curgă cât mai într-o parte să-mi pot lua glowstone-ul de aici. Și să mă tirez înapoi în lumea noastră. Și să-mi continui construcțiile și mai am de făcut. Bun. Așa, să nu pice în lavă, să nu pice în lavă, să nu pice în lavă și să cel mai fericit. Bun, avem o groază de coarț, mă rog, încă nu e chiar o groază, dar... Serios, tot a picat o bucată, mă rog. O bucată e mai bine decât să pice tot, așa că nu mă plâng prea rău. Avem un stack și 6 bucăți de glowstone. Deci e bine. Fuck. Mamă, deci azi am fost norocos. Ok. Nu zic nu. Accept ce mi se dă. Adică ar fi păcat să plec pe lângă toată chestia asta din quartz de aici, nu? Ar fi foarte... Foarte nasol. Iau cuarțul și am plecat. Și data asta pe bune. Adică frate, era atât de mult cum să nu-l iei foa și zici că parcă mă și aștepta, stătea așa acolo micuț și chestii. Of. Hai să-l mai luăm și pe ăsta. Și pot pleca. Lili, o bucată. O bucată, gata, am luat-o. Am crezut că n-ajung. Perfect. Acum chiar pot să plec. Am două stacuri și încă 41 de bucăți. Holy fuck, și astea sunt luate așa, normal. Fără... Fortune. Deja am spart puțin din ăsta.
S-a dus puțin durabilitatea, dar nu-i bai. O să mă duc și o să încep să minez. Wow, da, abia aștept, yuhu. De fapt, cred că o să iau tot, inclusiv căulul pe care îl găsesc, o să-l iau cu selectat și o să-l sparg când o să am forge, în cel mai probabil. Bun, da, uite, acolo trebuie să ajung. Nu pica, așa. Nu crezi, maestru l-a picat la sărituri de astea așa de o pătrățică. Adică, nu știu, am momente în care sar ca lumea, am fac sărituri de alea șmechere de patru pătrățele și ceat gen, oh, da. Și sau de-aia de 3 cu una, 3 și una înălțime și așa genul, oh, da, și mai am momente în care pic într-o săritură de-aia de pătrățică. Adică, fără să exagerez, și acum îmi amintesc, acum vreo 2-3 ani, god damn it, într-o serie mai veche, nu 2, 3 ani, wow, mamă, e ceva, într-o serie mai veche, când aveam canal în engleză, era o pătrățică, așa, și era jos, lavă, și mă rog, vă dați seama, nu era acoperiș. Ce zic eu? Zic că, că nu pic eu. Și am sărit peste și am sărit fix în ea. Deci am vrut să sar peste și am sărit fix în ea. Și mai aveam și iteme la mine și am fost așa gen, oh, fuck. Deci, da, a fost un moment foarte iurea. Dar, asta e viața. Se lave, se mai întâmplă. Dacă eu am fost prost, plătesc. Stai, aici? Nu, în față. Acolo cred că e spawnerul de schelezi, nu știu exact, mă rog. Dar cam asta a fost tot și pentru episodul de astăzi, o să închei aici pentru că am făcut ce mi-am propus, am făcut rost chiar de două magma cube. De care ce pot să zic, chiar sunt foarte fericit pe că le avem pentru că magma cream, de ce le zic mereu magma cube? Magma cube sunt mobi. Mă rog, obișnuința. Am făcut chiar și roze două magma cream care o să fie faine pentru poțiuni când o să facem. Și asta mi-amintește că trebuie să fac roz de Nether Arthur de pe la cineva. Hmm. Interesting, mă rog. O să văd, dar cam asta a fost tot și pentru episodul ăsta. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Și asta a fost Breazla Minerilor. Dacă vreți mai multe episoade cu Breaz la noi, stați să apăsați butonul de like ca să îmi arătați dacă susțineți această serie. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Bye, bye!